Uite din poziția asta. Să vezi de ce mă luați voi în râsuri pe mine. Bă, frate, nu mi-a arătat de boxuri ce ești tu. Nu de boxuri, frățiorul meu. Uite de aici. Ce are, pe ce legătură au ăștia? Dar dacă poți să te iau la mine 16 kg putem... minus. Am păi o bacterie la stomac, ce legătură au, mă, mușchi, mă, măi, nene? Tu știi nu, frate, că vorbim are mușchi? Păi n-are, frate, mă, de asta zic că voi mă luați în râsuri că sunt schilod. Frate, mi să mor tu și eu. Îți spusești pe live mai devreme, iau, dar nu mai puteam să-ți spusești că sunt orb, că alea, păi băi, nu vreau să-ți spun vederea, băi, frate. Băi, ce treabă are ochelarii? El profesor, băi, te iubesc, te respect maxim pe tine, frate. Mike, nici nu pot să-ți mai spun Mike, Mike, e vorba de kilograme, mă. Bă, frate meu, spuse din punctul meu bă, de vedere sportiv. Mickey, tu poți să spui că mă bați cu un deget, că îmi dai un bobărnac. Să moară azlanul tău dacă nu faci ca mine vorul meu. Fii atent. Să moară azlanul tău că sunt vorul tău. Și nu treci peste mine și nici eu peste tine. Fii atent, Mickey. Focul tău este bați cu Meco? Bă, fraților. Focul tău este să... bați cu Meco pe brațe? Păi el e cel mai bun. Dacă el e cel mai bun. Focul tău este bați cu Meco? Eu țintez la locul 1. Bă, focul tău este bați cu Meco? Eu țintez la locul 1. Da sau nu? Da. Nu în Erixef, că tu nu ești de Erixef. Bate-l mai întâi la sală și pe aia mergem la Erixef. Îl bat, mă, frate, o să mă antrenez, o să vin, când o să nu ating și... Nu bat, mâine, direct vin, te bat. Bă, frate, mă, sunt în Belgia, eu nu vorbesc, sunt în Belgia, frate, mă, am muncă, am copilul la grădiniță. Stai puțin, vorule, stai că mi-a dat. Facem pe brațe cu mănuți mici de memea. Da. Facem, frate meu, cum vrea sufletul tău, frate. Ia-ți mâine, ți-a, uite, vorul meu, bă, ți-a, tati, nu, bine, din poziția asta, ascultă-mă, frățiorul meu, eu nu mint. Nu mai o suci, nu mai suci, că prea te-ți mă, e imposibil din poziția asta, vrei să vin, să mint, să zic că vin și să nu vin ca bă, pizdele. Bă, nu mai lătra! Bă, nu lătru, mă, frate, dar am și eu trebuie. Nu, dracu de treabă, vină cu că-ți plătesc tot de rău. Păi n-am frate, mă, că am copil, frate, trebuie să-l duc la grădiniță. Păi da, frate mă, dar voi sunteți bagabonți, eu mă lupt cu viața de mic. Să-ți ajute Dumnezeu, vino să te lupți. Eu dacă nu merg, copilul meu nu mă are papa, dacă nu merg la muncă, nu mai... Eu plătesc munca ta, vino acasă să te bați cu el. Vino mă, dacă te spun, promit că-ți dau, să-ți bag și eu câteva mii dacă mă bați, pe loc. Vin, frate, stai liniștit. Bă, dacă mă dai înapoi... Lăsați-mă să-mi termin și eu. Bă, dai înapoi? Nu dau, frate meu. Bă, cum să băi, dau, suntem frate, 2500 de oameni aici. La vorbi oficial 500. Până acum ai lătrat și când te pun în fața faptului de înapoi. Da, mă, frate, vino și stau și eu, te dau angajamentul cu banii pe masă, că-ți bag și eu câteva mii. Hai, de bătaie. Ce mai e greu? Urcă-te în avion, mâine. De bătaie, băi, înregistrați, frate. Cât auzi? Ai zis că mă bați cu stânga. Cât durează? Un minut, într-un minut mă bați, Mike, Miche. M-ai bătut într-un minut, ți-ai luat banii și ai plecat. Dumnezeu, bă, și ce te salut, vene, nu mai intru în polemic. Bă, dar stai mă puțin, ai lansat niște provocări. Eu ca fărul lui m-am autosesizat. Vino acasă da, să mă, te frate, mă, lasă-ne că... Da, da. Vă pupă fratele vostru, vene. Nu-ți mai fac niciun video, vene. Stai liniștit. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Să fii sănătos, mă, să-ți trească. Acum ne convine că au văzut toată lumea de fapt ce vrei. Când te pun în fața faptului, vor nu se bătea cu tine că mă iubește pe mine. N-avea cum să mă refuze. Da, bine, da. Vere, vă pup. Hai te pup pe stânga și tău. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Pa, pa, Miche, pa. Pe stânga aia o foloseai în cârje două luni de zile dacă te băteai. Să moară mama dacă n-am curat să vă las să rupeți mâna dreaptă și cu stânga dacă nu... Vino acasă. Vostru, numai vino la cur ca pe femeie, schivă și palmă la cur. Credeți? Vino să moară familia ta dacă nu picioare. Nu da de familia, Azlan. Am zis pe familia ta dacă nu vii acasă să te bați cu el. Vino acasă, mă, frate, mă. Frate, nu am treburile mele și dacă plec. E grav. Să moară asta dacă te minți, fii atent. Îmi și eu treburile, mă duc și eu frumos, mai mă pun și eu pe picioare, că nu pot să vine pregătit, că eu muncesc de dimineață, fraților, să fac cu mengură. Băi, fratine, eu îți plătesc câți bani câștigi. Și nu pot să vine pregătit să mă beliți cum vreți voi. Mă pregătesc și eu frumos. Bă, noi suntem și eu muncesc, frate meu. Păi, vorbeai și de palme la cur. Păi, pe palme, pe palme, cu dreapta. Ia, ce crezi, care cade jos, îi băgăm amândoi deget un cur. Și pula în gură. Pula în gură, poate o să, nu știu, o să vede, merge, păi eu sunt merge, pulă, frate, chiar dacă să am votu și eu dacă nu. Sunt pulă oriunde, dar frate, nu te cred că ai pulă ca să bagi în gură, că ai dat înapoi. Frate, crede-mă, crede-mă că am și nu vreau să vă mai dau discurs că te iubesc, dar ești respect, că ne-ai supărat. Bine, mă, când termin tu antrenamentele și când bine, tată, te salut cu respect, frate, și spusei, nu o să-ți mai fac niciun video, pe toți vă respect.
Și să vă dea Dumnezeu nu sănătate. Nu sunt în gazdă, calule, nu sunt în gazdă. Vă salut, frații mei. Nu e gazdă, nu e gazdă, suntem toți live. Ascultă-mă să zic ceva. Ascultă-mă, Mike, ascultă-mă, fratele meu. Aici nu te înjosește nimeni. Aici nu-ți vorbește nimeni prost. Dar nu că mai vrea, mă, acum nu mai vrea. Ascultă-mă, acum, și unde ai greșit tu? Că ai făcut o lansare de la o provocare, la cine? Te-ai nimerit la vorțul și la omul care îl iubește pe el de 20 da, de ani. Da, mă, frate, și eu îl iubesc, că îmi place de el, că e bun. Ascultă-mă, că omul nu e bun doar în ring. Omul nu e bun. Știu, pe nu acum 10 ani întreabă-l pe Meco direct în vestire. Bă, frate, am prieten cu el, cu omul care vorbesc cu el. Bă, frate, eu vorbesc pe strict de sportiv Vazlan. Băiatul, n-am treabă cu el. Eu, în afară, îl pup, dau mâna în ring, nu mai suntem prieteni, că cine știe că a fost sportiv. Dar nu poți să-i spui că-i bați palme la curcă să moară. Frate, pe box, mie n-are nimeni ce să-mi facă pe box. Băi, Eric Sef, unui box, mă, omule, ce mă mai... Frate, mă, eu m-am referit pe reguli de box, frate meu, de ce mă bași tot pe Eric Sef? Păi bă, frate, da, așa ne băteam la campionatul național de box în sală, pot să fac cu tine să-ți bag câteva mii box. Cu mănuși mici, la jumate. La jumate, la jumate, fără degete. Bă, frate, da. Eu am 67 de kg, 115 kg tu. Și dacă... Păi n-ai scălbat cu stânga la cur, eschivă, pac! Păi la jumate, frate, mă, ascultă-mă, pe box, pe brațe, cu mănuși mici, la jumate, ca să intre ăsta. Și sunt și stângaci, ca tine sau necatine, adică e bine. Nu, eu nu sunt, nu, eu nu sunt. Păi sunt eu. Îmi plac stângaci, îmi plac stângaci. Tocmai, tocmai, dar mănuși mici ca să simți bine, ia uite-l, fratele meu. Și nu-i de la de musculos de ăla, știi ce zic? Că se mișcă puștul la 100 ceva de chile. Te-am văzut. Pe de asta, frate, că dacă nu te mișcai bine, nu, niciodată nu lansam provocarea asta, dacă nu te vedeam că te miști bine. Dacă ai lansat, ține-te de ea. După, mă țin, frate, o stați liniștit, o să mă iau și eu că... Într-o săptămână, ia stai puțin, într-o săptămână poți să vii acasă? Păi ce vin, frate, dacă eu muncesc? Lasă-mă să mă antrenez, frate meu, că sunt spart. Am luat 12 pastile pe zi de antibiotici, am slăbit 16 chile. Vărul meu, poți să-l dai afară, gata, e bolnav deja. Ies eu, vere, vă, mă lăsați. Doamne ajută, frate. Frate, că mai lansez, că uite, se întâmplă în viață să fie... Băi, oameni, uitați-l aici, că e turcul meu și cu Mike. Cum ies vere de aici? Cum ies vere de aici? Că nu știu să ies. Ai intrat în cușca cu lei, nu mai poți să ies, să moară asta dacă tu... Na, mă, frate, că știi cum intru cu căpăstru. Știu că ai intrat cu căpăstul și ai ieșit cu coada între picioare. Crede, mă, mâncați aș pula, păi că nu ies cu coada nici. Păi dacă nu sunt pregătit, frate, muncesc de la 6, cum să vin? Păi și noi muncim, frate, mi avem câte 5-6 blocuri de căciulă, mâncați și pula. Crede, mă, mâncați, lasă-ne cu blocurile, că nu se bat blocurile, mâncava. Știți că la Craiova se împiedică toată lumea. La Craiova se împiedică toată lumea, credeți-mă, că la Craiova se împiedică toată lumea. Ce ai făcut, mă? Cum? La Craiova știți că se împiedică toată lumea. Să moară familia mea, dacă nu cu tine și ce aș face, aș merge pe câmp să dau drumul la Epic. Să moară mama dacă n-ai ce să faci niciunde, eu te respect și nu vreau să-ți vorbesc, de-aia vreau să ies de aici. Te iubesc, te respect și nu vreau să vorbesc prost. Păi eu n-am cum să te respect, atât. Ești mai mare, ești ca mine și dar tu îmi dai focuri, tu știi că eu am sânge. Nu mai vorbim, mă, de astea, mă, că se schimbă, iau-te, se schimbă și stelele astea la... Te cred, frate meu, te cred, dar nu să bat tu vorbești în 2023 de Craiova și de alea, mă, fratele meu. Nu știi că Craiova e tot de la Craiova, suntem pulă, din cap până în picioare. Frate meu, dacă erai pulă și vrei să dai dovadă de pulă, ne-ai antrenat, veneai să te bați cu el. Sunt, frate meu, dar dacă eu am luat 12 cocktaile, 12 pastile de antibiotic... Nu auzi, dacă erai pulă și vrei să dai dovadă de pulă, veneai și pe stradă, dacă vrei, eu pun colați brincece, mână și vă bate și cu brincece. Cum vrei tu? Nu-i problemă, că suntem pulă pe orice. Vărul meu, niciodată noi nu facem genul ăsta de lucruri decât în ring, frumos și atâta. Nu există, da? Probleme, da, vă pup, vere, vă pup. Nu există, gata, hai de... Pula mea, că prea să vă zură, că pe bune le dau din orice punct de vedere.